Da, acceptăm și la comisii, s-a ajuns la o înțelegere, nu se aplica acel program anunțat cu Surle și Trâmbițeni. Am vorbit și cu domnul primar și cu colegii de la toate celelalte partide. Însă, pentru mine e un pic de neînțeles, pentru că noi, Consiliul Local, suntem practic patronatul acestei centrale. Nu știu cum se iau astfel de decizii, chiar și intenții, fără a se consulta Consiliul Local. Adică, nu mi se pare în regulă. Astăzi, domnul director Merche a venit cu, mă rog, niște grafice și niște indici pentru a ne prezenta. Cred că era mult mai corect dacă s-ar fi întâmplat înainte de a lua această decizie, de a hotărâ un program pentru a face altul. Cum? Zic că s-au cheltuit foarte mulți bani pe această centrală și e un nivel tehnologic destul de ridicat și e păcat să se ajungă la astfel de discuții, mai ales dacă nu au și acoperire respectiv în a face economie. Mie este greu să înțeleg că oprind și pornind tot timpul centrala, se pot face economii. Haideți, dacă tot dăm atâția bani, să le oferim cer mii de scuze, vă rog. Haideți să discutăm la subiect, nu? La subiect. Am înțeles, da. Exact asta vorbeam, la subiect. Da. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Fiți mai atent, că eu la subiect vorbesc de obicei. Mulțumesc. Revin cu votul. Cine este pentru?